La Muzeul de Istorie se deschide o expoziție de pictură foarte importantă, Iosif Iser. Este practic prima expoziție personală Iosif Iser organizată în România vreodată. O expoziție mare, 37 de lucrări, lucrări care vin din colecțiile muzeale de la Constanța, Timișoara, Bârlad, Bacău, două lucrări din colecțiile proprii și o lucrare de la un colecționar din Suceava. Spun că este o expoziție foarte importantă deoarece m-aș referi pe de o parte la Iosif Iser, un artist plastic important, pe de o parte. Pe de altă parte, discutând de prețurile cu care se vând lucrările Iser, evident ne referim la licitații, prețurile pleacă de la 25.000 de euro per lucrare. Spun pleacă, în funcție de valabilitate, de importanța lucrării, mărime, tehnică și așa mai departe, prețurile pot depăși 50.000 de euro. Această expoziție își dorește, practic, să marcheze Paștele evreiesc,